Unu Negru. Vorba lui Negru. Am picat de fazani de multe ori în viața mea. Ați auzit expresia, nu-i așa? E folosită atunci când spui despre cineva că a fost luat drept fraier, că a fost păcălit. Ultima dată am convins o televiziune să facă un format TV să cumpere licența unei emisiuni care mie îmi plăcea, dar după ce i-am convins să o facă, televiziunea respectivă m-a scos din schemă. Adică m-a luat de fazan. Expresia vine chiar de la obiceiul fazanilor care sunt grijulii cu făzănițele în timp ce acestea clocesc ouăle. Fazanul o hrănește, îi aduce apă, îi dă de mâncare, dar la un moment dat făzănița se ridică de pe ouă și părăsește cuibul. Fazanul, omenos și de cuvânt, preia îndatoririle făzăniței și clocește ouăle până când apar puii. De la bunul simț al fazanului vine expresia a cădea de fazan. Vorba lui Negru.